Știi că v-am arătat niște prune ca niște ciorchini de struguri, uite. Și acum a venit vremea să vă arăt cum s-au copt. Îl găsiți pe YouTube tehnicile de tăiere. Eu nu specialist, nu-i livada mea, iar lui Emil Turdean, bunul meu prieten, care chiar se știe, bă, chiar se știe și face minuni. Toți prunii sunt tăiați pe orizontală, ca să facă minunea asta. Îți dai seama ce silvoiz iese de aici, că nu-i băgăm la țuică de prune. Băgăm la silvoiz, că trebuie și papa. Ia uite, ciorchin de struguri. E o plăcere să te plimbi prin livada asta, plină de pruni și prunii plini de prune. Așa ceva n-ați văzut niciodată. O încântare. Dar cum să nu-ți placă Ardealul ăsta, zi și Erdei, zi și Siebenbürgen, zi cum vrei tu, dar de fapt e țara prunelor. Uite aici. Frumusețe cum stai tu și aștepți silvoizul. E adevărat că Emil mi-a zis, n-a las că vii tu, l-am vârtit în silvoiz. În 2 săptămâni îl facem. V-am pupat semnificativ. Și eu sunt albastru ca prunele Sabine. N-o zic cum faci. Nu fac nimic. Deci, bunuțul Dumnezeu răsplătește munca omului. Și îmi place să muncesc. Uite-te aici. V-am zis în primăvară, în vară, că o să spargem tiparul an de an, aceleași producții la prune, pentru că tot ce se întâmplă aici, se întâmplă cu bun simț și cu respect față de natură. Vezi și aici, mai avem probleme. Mucegăit, uscat, dar pe cât putem evităm substanțele de sinteză, aplicăm substanțe organice, chiar un insecticid organic există pe piață acum și în rest natura își face treaba. Deci să ne întoarcem la prun. Foarte mulți specialiști pretind că prunul nu trebuie toaletat, nu trebuie curățat. Țăranii de la țară prunul lasă să fugă și să face în vârful prunului 3 pruni și în rest nimic. Uite-te rezultatul crengilor pe orizontală. Da? Uite-te, dacă filmezi de jos să vede mai tare, vezi? Și aici apare problema un pic de mucegai, dar este nesemnificativ. Dacă filmez în toată livada, ai să vezi că prunii, am avut crengi care s-au rupt din cauza supraproducției și prunile sunt foarte mari. Și peste 2 săptămâni o să facem niște cadre de la campionatul de fiert silvois, cum se zice, în Ardeal, la noi. Facem, o să fierbem silvoizul. Dar fii atent, la campionatul ăsta eu filmez, nu mă pui la Mestecău. Nu, ești la Mestecău. Stai, dar și eu cum vrei să filmez? O să filmeze Dana, soția ta. Adică eu să stau la cratiță, da, și nevastă mai filmează. Exact. No. Și vom mânca carne de gâscă cu fasole. Hai mă. Serios vorbesc. Carne de gâscă, gâștele sunt acolo și fasole. Avem un bucătar între noi. Îi spunem numele sau lăsăm? Andrei Suciu, tata. Corect. Îl face o mâncare de gâscă cu fasole. Și de băut apă. Doar apă de izvor. Ia uite aici. Ca strugurii stau. Hai mai încolo. Hai un pic încoace. Uită-te aici ce-i. Filmează aici. Ui aici. Și ce nu se va consuma pentru silvoiz, o să facem parfum de prune de 55 de grade. Ăla e foarte bun. Da, este foarte bun. Da.
Eu totuși trebuie să filmez, știi, da? Știu că trebuie să filmez, o să filmez, dar la parfum aia o să fie în iarnă. Deci o să facem parfumul de prune, se va face tot fără sâmburi. Noi scoatem sâmburii din prune. Adică pălincă, tată. Da, pălincă, cum se zice în Ardeal, de 55 de grade, să nu zică că e febră. Că 40 de grade, 44, e febră. Deci noi facem pălincă adevărată, mâncăm slană cu ceapă, pită de casă, dintr-un grâu produs tot organic, nu sunt produse ecologice, dar sunt organice, adică îngrășământ de grajd, tratamente cu produse organice și chiar o plăcere de a produce ceva care să o mănânci cu plăcere și cu prietenii și cu toată lumea. Deci băieți, m-am aranjat, da? Eu filmez, el să fie la mestecău. Nu. Sabin German va da la mestecău. Adică deci mă pun ăștia să mestec. Stai să aduc mestecău. Da mă, nu ai un motoraș ca să îl băgăm la priză. Nu, că îmi creează mie o plăcere să te văd la mestecău, muncești și tu fizic. Îngrozitor. Intelectualii puși la muncă. Știi că avea Păunescu o poezie, avea un titlu foarte fain. Când filozofii bat nuci. Nu cunosc poezia lui Păunescu. Nu, dar îmi place titlul. Munca fizică. Da, munca fizică, să știi că te deconectează când ești stresat. Poate pe tine. Pe mine nu. Ba da, și pe tine, că te-am văzut că munceai în curte. Îți nivelai pământul în curte, că erai bolovani, să pai grob. Hai să nu fim răutăcioși. Munca fizică face bine tuturor. De-aia îmi mențin eu greutatea la 83 de kilograme, pentru că muncesc fizic. Da, e omul care n-are burtă și zice că tu le vezi nevastă mea ce vezi, Emil poate, tu nu poți. Nu pot să spun și varianta a doua, dar... Să vă explic, de câte ori vreau să mă pun într-un hamac de ăsta, vine Emil cu mestecău, ăsta e mestecău, și n-am... Eu de fapt chiar nu vreau să fac la mestecău. Domnule intelectual, cu treaba asta o să filmezi tu peste două săptămâni. Și dacă o să te eschivezi, am să vorbesc cu doamna Dana German, care să-ți dea o comandă scurtă și o să zică Sabine, ca de obicei. Și eu am să filmez atunci. Cum dumneata sau o să faci magiunul de prune. Și atunci asta de ce mi l-ai pus aici, ca să mă bâzi? Mi-ai pus hamacul ăsta. Da. Hamacul va fi pentru mine. Eu am făcut... Începe hamaci aici. Da, toate le ocup. Deja -s date. Va fi campionat de făcut silvoiz. Și eu singur concurent. Nu, tu vei fi la mestecău din partea echipei Turdean și German. No, bine, tovarăș. Pentru necunoscători. Pentru necunoscători, mestecău, partea aceasta este făcut din fag și aceasta. Iar restul este făcut din lemn de plop. Că de ce? Și dacă îl făceam din Braceave? Are rășini și s-ar putea să intre în silvoiz, să prindă gust. Și dacă l-am face de metal și am pune motoraș? Nu îi pune metal pentru că sparge în fundul la oala de cupru. Știi că se face în cupru, da. Silvoizul, deci trebuie să fie cât mai natural. Deci e clar, toată tehnologia de 2000 de ani de când se face silvoizul sau de când se face, e făcută numai ca să stau la mestecău. Nu motor electric. 100%. Sunt o victimă. Ai zis că ești pentru tradiție. Păi pentru tradiție, dar să fiu de partea asta la alta mesie, la cumpărare. Nu, de data asta vei fi partea asta. Vezi, între noi asta. Data viitoare vei fi din coace și cu cazanul. Bine, mă, așa și lângă cazan undeva la 55 de grade. Am eu grijă să fie. Sau acolo îmi place mie. Așa acolo facem, băieți. Căldură, să transpiri. Punem filmulețul următor, o să vedeți ce înseamnă German la mestecău. Deci, tovarăș, până mă pun ăștia la mestecău, am ocupat deja o chestie de asta de pânză. Nu prea știu să stau în ea, că eu sunt de la țară și m-am dat în hunțuț. Așa se numea la noi, se numește. Dar e bun și ăsta, mai dau câteodată cu fundul de pământ, dar e ok. Și apoi când m-or pune ăștia la mestecău, o să vadă că în loc de silvoiz, o să le iasă un fel de compot de piersici, chiar dacă ei pun prune. Că noi avem în presă talentul ăsta, nu-i așa, tradițional deja, ca atunci când vorbești despre mere, să vezi un plop care face, de fapt, bere. V-am pupat! De data asta, semnificativ și final. Ia uite ce fain!